Salutare! Ce mai faceți? Bine ați venit într-un nou episod din seria Fotoplimbare, serie în care vă iau cu mine pe stradă și vă arăt ce fotografii mi-au ieșit. Pentru astăzi m-am plictisit să fac fotografii în București, așa că mi-am luat bicicleta, am pus-o în mașină și am plecat frumos în Giurgiu. O să ne teleportăm deseori astăzi în alte locații, ba la Giurgiu, ba la țară, ba din nou în București. Hai să vedem împreună ce mi-a ieșit. Vreau să vă relaxați așa cum faceți de obicei când vă uitați la aceste episoade. Să începem! Și uite, mă, băieți și fete, că sunt la mine în oraș. Mi se pare așa ciudat să pedalez la mine acasă. Nu mai sunt în deplasare, nu mai joc în deplasare. Sunt în Giurgiu, nu mai trag cadre în București. Sunt curios ce o să întâmpinăm astăzi. O să fie o fotoplimbare de asta care îmi trezește nostalgie, pentru că automat aici am început fotografia. Când aveam 16 ani, mi-am luat primul meu DSLR. Și aici fotografiam. Și aici mă aflu în centru fix, în fața teatrului, unde se află și turnul cu ceas. Poate ăsta este cel mai reprezentativ monument al acestui oraș. Când îl vezi, știi că ești în centru. Și aici este zona pietonală pe timp de weekend, după cum se poate vedea, drumul este blocat. Ce vreau să fac odată intrat pe zona asta pietonală, vedeți cum drumul ăsta duce direct cu privirea către turnul de acolo din spate. Mi-ar plăcea să mă apropii un pic mai mult, să văd dacă pot să get a clean shot of the tower, dacă pot să prind un cadru curat cu turnul ăla de acolo. Blocul ăsta l-am văzut de foarte, foarte multe ori și am trecut pe lângă el de foarte multe ori, dar niciodată nu mi-a tras atenția, nu știu de ce l-am considerat atât de banal, căci astăzi văd că are și un cadru bun cu el. Ia să vedem. Așteptăm și mașina să treacă. Super tare. Ăsta este cadrul. Îmi plac culorile, sunt așa mai oriental. E un cadru așa fresh, în ciuda faptului că blocul este foarte vechi. Și cu mașina care a trecut pe acolo, super tare. Hai să vedem peste ce cadre mai dăm. Ce faci, frumosule? Cadru cu un cățel de Giurgiu. Bătrânețe, bătrânețe. Bătrânule Giurgiu. Și am schimbat complet peisajul, brusc mă aflu pe câmp. Tot în județul Giurgiu mă aflu, nu am plecat și am venit să fac câteva fotografii și aici. Mă interesează cel mai mult cum se văd bulgarii în partea aceea, pentru că turnul lor, unde se află un restaurant, se vede foarte, foarte interesant. Acolo vă arăt imediat. De asemenea, și orașul se vede interesant. Un peisaj plăcut. Hai să prindem și tractorul cu ocazia asta, dacă tot ne aflăm pe câmp. Mă pun așa mai jos. Mai stăm un pic pe aici și mai vedem ce cadre mai ies în natură, în mediul rural. Și asta e un câine foarte, foarte nebun. Nu mă lasă în pace și mereu sare pe mine. Uite, deci, las camera să filmeze. Ia uite. Și asta te sperie la el. Dar el e blând. Doar că mereu când pleci, e așa pervers și stă în spatele tău. Și nu știi ce o să se întâmple, că e mereu în spatele tău. Așa. Hai că ne-am urcat și pe casă. Când eram mic, făceam asta. Admiram priveliștea și cred că de asta m-am apucat de fotografie. Deci, eu când eram mic, mă urcam pe un copac acolo, era mai înalt decât casa, și stăteam acolo mult timp și admiram priveliștea. Aveam, nu știu, 4, 5, 6, nu 4 ani, eram cam prea mic dacă aveam 4 ani, dar la 6, 7, 8 ani, mă urcam și stăteam și admiram tot satul de acolo de sus. Și ușor, ușor, chestia asta a devenit pasiunea mea. Cred că de acolo a început. Toate încep de undeva.
ora 7:40, 6 grade Celsius. Să vedem ce are această dimineață de oferit. Văd un cadru foarte tare la depărtare, pentru că strada asta se duce în jos, după aia vine în sus. Vă arăt imediat, arată absolut genial. Priviți cum se vede omul acela în albastru la depărtare, super tare, super, super tare. Acum a dispărut, omul acela nu mai este pe trotuar, s-a dus altundeva, așa e când faci instantanee. Într-o secundă apare cadrul, în a doua secundă a dispărut, de asta trebuie să fii activ. Și de fiecare dată când ies în aceste fotoplimbări, nu știu ce o să întâmpli pe stradă. Nu am cum să regizez, nu am cum să intervin asupra a nimic. Pur și simplu ies pe stradă și văd ce fotografie o să-mi iasă. Este un mister de fiecare dată când ies la aceste fotoplimbări. Și după cum ați văzut în toate aceste episoade, mereu vin acasă cu rezultate, rezultate plăcute, rezultate care mă relaxează pe mine, cât și pe voi, cei care vă uitați acasă, pentru că este o întreagă experiență, o experiență plăcută cap-coadă. Un cadru pe cealaltă parte a străzii. Și un cadru foarte interesant aici, printre blocuri. Vreau să mă apropii mai mult, să trec de acest copăcel înflorit de primăvară. Și peste ce o să dau? O să dau peste Căblărie. Peste Căblărie dau, dacă vreau să avansez mai mult, pentru că Bucureștiul este plin de Căblărie. Adică nu mă lasă să-mi fac cadrul. Uitați Căblăria. Deci e incredibilă, incredibilă cantitatea de Căblărie pe care o găsești în București. Ok, hai că după ce am mai mers 100 de metri, în sfârșit am găsit unghiul cel bun. Super, super tare. Deci că suntem într-un episod ăla din Peaky Blinders, cu Anglia aceea veche, cu coșurile alea care se vedeau printre blocuri. Super tare. Și ce ar mai merge acum? O fotografie aici la tramvai. Super tare, îmi place foarte mult cum apare fata aceea în plan apropiat și în plan depărtat. Prin aceeași fereastră se mai vede încă o doamnă. Super. Asta e un cățel amuzant rău de tot. E un cățel de ăsta, comic rău de tot, care e foarte sperios. Deci, ea-și face o fotografie, dar e așa speriat. Nu-i mai fac, e speriat rău de tot. E fa mai de departe, așa. S-a uitat și băiatul ăla la mine, zici că cine știe cu cine vorbeam. Am făcut prea multe episoade până acum pe YouTube ca să nu mă obișnuiesc. Ne obișnim în timp. Și de teama de a face fotografii pe stradă, cu cât ieșim mai des, cu atât ne obișnuim. Și din teama de a vorbi în fața camerei, cu cât o facem mai des, cu atât ne obișnuim. Totul e practică. Cu cât vorbim mai des, cu cât ne punem mai des în situația aia, cu atât mai mult scăpăm de temeri. Parcul Ioren noaptea. Ia să vedem. Bine, nu e noapte, dar mai înserat, atunci când nu e lumină bună. Să vedem ce cadre pot să aibă loc pe vremea asta. Se vede, este absolut evident cum lumina care a mai rămas, pică acolo, mai în spate și aici aproape, nu prea mai e lumină. Cine a spus că e nevoie neapărat de lumină bună ca să iei cadre plăcute? Hai mă, Ioreule, ia să văd ce cadre mai ai tu să mă arăți acum, aproape de seară. Poate așa ceva. Ia să vedem ce îmi mai arăți tu mie. Doamna este îmbrăcată în roșu acolo sus. Eu o să mă facă fotografie statuetă, dar de fapt o fotografiez pe ea. Găsim, măi băieți și fete, cadre. Și v-am mai spus, acest canal de YouTube nu se adresează numai fotografilor, ci se adresează tuturor. Pur și simplu ne relaxăm împreună, indiferent că suntem fotografi sau că nu suntem fotografi. Dacă suntem fotografi, da, e un bonus, că în paralel vă inspirați de la mine. Dar dacă nu sunteți fotografi, oricum, toată lumea se plimbă, ne plimbăm împreună. Asta a fost pe ziua de astăzi. Sper că v-ați relaxat împreună cu mine, lucru pe care vreau să-l faceți de fiecare dată când vă uitați la aceste fotoplimbări. În cazul în care vă întrebați unde sunt, e bine, sunt într-o seră. După cum vedeți, este o lumină foarte, foarte bună aici, atunci când pică soarele direct pe ea, zici că sunt în studio. Dacă vreți să mai vedeți astfel de materiale, desigur, abonați-vă, apăsați pe clopoțel. Ne auzim data viitoare. Ciao!